Să se vii Vă trebuie, da? Da. Cine sunteți? Da, cine vorbesc? Vasile Cosu. Avocat? Eu sunt obligat să vă răspund? Nu știu. Noi așteptăm să vină Țule. Așteptați? Așteptăm. Pare de lucru, domnul Țule. Ștecătorie Caterina Silvestru. 710, 711. Dacă tot ne-a întrebat să nu spună că nu suntem pe loc, capamușa spune, iar Vasile nu-i și trebuie să-l aducem sălit. Că deja au închiere. În baza închierii am venit aici, nu așa simplu. Sunteți la proces la ora 3 sau nu? La 15? Nu? Straniu comportament. Dați-vă o întrebare, eu sunt obligat cu până să vorbesc, să vă dau răspuns. Tu dacă ați venit la un proces... Eu sunt un om de afaceri, ori în care o persoană... Nu, dacă ați venit și spuneți că pentru procesul de la ora 15? Treaba mea, pentru ce proces am venit? Ăștia sunt avocați, probabil, după uniformă. Oricum ați aflăm, că intrăm în câteva minute, intrăm în... Circ? Aici e circ? Nu știu unde ce mai este. Dar ce ați spus? Show, circ? Așa va exprima. Să vedem, dacă îmi zice avocatul lui Țulea, să stabilim. Da... Noi suntem pe coridor, așteptăm începutul procesului, ne-au solicitat să ne legitimăm dacă suntem pe loc. Și intrăm în instanță, cred că. Sper să... Că data trecută, la Ciocana, pentru că am întârziat, ne-a ținut jos o minută, o anulat procesul. Haideți. Eu sunt toc sănători. Și ce trebuie să faci statuta circ dacă sunteți avocată? Asta. Poftiți. Poftim. Probabil businessmanii n-au timp să vină. Nu putea să răspundă. Pe mapă scrie Vasile Costiu. Țulea vs. Vasile Costiu. Am văzut. Prietenul nostru de la Bels care luptă pentru poștă. Și-i dat afară. Am să luptă pe ea. Fii în partea asta. Bună ziua. Țulea Constantin către Vasile Costiuc cu privire la apărarea numare, demnități și reputație profesionale în casarea prejudiciului moral. Instanța aduce la cunoștință cotelor efectuarea înregistrării audio și conținutului prin intermediul sistemului de fixare tehnică dosarelor serie SIF NIDA. Se verifică prezența participanților în ședință de judecată sau prezentat reclamații cei sunt. Reclamații nu sunt, dar este avocat în interesul reclamațiilor, dar trebuie să nu. Vă gândiți? Avea Tatiana? Da. Și reprezentați pe ambii, da? Sigur, da. Așa. Cu râdul. Vasile Costiuc, eu sunt.
M-am legitimat. Actele le-am prezentat. Acest a scut acel? Da. Aha, poliție. Da, când v-ați născut? 26 mai 1981. Unde locuiesc? Orașul, municipiul Chișinău, orașul Durlești. Strada? Strada Caucaz 70. Ciocana? Probabil. Da, probabil una din adresele în care a fost înregistrat partidul politic. Bine, dumneavoastră lucrați oficial? Nu. Sunteți șomer? Da. Da. Căsătorit? Căsătorit. Copii? Unu, minor. Minor. Dumneavoastră ați primit cererea de primarul judecată? Doar cererea prealabilă. Cererea de primarul judecată nu a fost? Nu. Respectiv, nu știți pentru ce v-ați fost primat. Cererea prealabilă era scris clar. Vor dezmințire. Nu, nu am primit niciun. Bine, dar dumneavoastră, sunteți cine vedeți? Sigur, da. Nu, 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 vă rog frumos, vă da. De jos, da. Da. Buletinul de identitate. Da. Rezultatul, vă rog frumos. Poate? Unde v-ați persoană? Dumneavoastră sunteți marcat de sat. Nu, nu. Nu, 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 nu. Bine, din partea cum sunteți? Poate? Nu știu, cine ați venit? Este caz de interes public. Nu sunt din nicio parte. Aha. Lucrați undeva? Cine sunteți dumneavoastră? Poftim? Cine sunteți dumneavoastră? Ceva se din anumesc. Așa. Cetățean. Sunt în cunoștință de cauză de acest caz. Și când este un caz de interes public, sunt prezent aici. De interes public. Activați undeva? Da. Unde? Poftim? Unde activați? Sunt și coleg cu domnul Vasile Costu. Foarte bine. Aveți o ocupație? Da, bineînțeles. Care? Deci trebuie să vă identific. Nu sunteți marcă, ci trebuie să știm cine sunteți în ședință. Dar nu participa la ședință, doar asist. Păi nu contează. Exact. Ceva se vedea mai bine, sunt conform actului de identitate prezentat. Activez în domeniul privat, administrator, SRL, card, factor. Așa. Bine. Dumneavoastră nu veți fi marcă cu dosar. În niciun caz. Din momentul când dumneavoastră participați la ședință, deja sunteți de căsut de ce-ți drept. Luați loc. Poftim domnul cine. Senator Irinca. Prăză. Prezentați-vă, obiectivul. Dar dumneavoastră, ce ocupație aveți? Eu acum sunt șomer, dar afară de la Poșta Mongolei. Criterii politic. Pur și simplu ați venit în ședință să da, se stați. Nu veți fi mașor pe dosar? Nu, nu, nu. Doamnă? Bună ziua, Constanță. Eu sunt Tatiana Curchi, de la Sângerei. Sunt producător autorizat. Sunt liber profesionist și am venit pentru un caz public, vreau să asist la ședință. Prezentați-vă, așa. Deci, de asemenea, nu veți fi marcă cu dosar? Nu. Bine. Vreau să întreb și să pun în discuție întrebare cu privire la înregistrare și înțeleg audio sau video. Video, în direct. Așa. Deci, conform articolul 18 Codului de Procedură Civilă, înregistrarea audio poate fi făcută de către părți în proces, numai cu acordul președinților ședinței de judecată și cu acordul părților. Acum eu vreau să întreb avocatul, domnul Țulea, dacă sunteți de acord. În momentul de stanță, eu sunt împotriva registrării video și audio, ședinței respective, de ce consiste și rogăsată de judecată să dispună Costu Vasile începerea filmării procesului respectiv. Am înțeles. Domnul Costu, dacă dumneavoastră aveți careva argumente, contra argumentele care pot fi spuse. Ce vă trebuie? Asta dacă este înregistrarea audio ședinței de judecată. Este un caz extrem de important pe care îl monitorizează foarte multă lume și de interes public și nu avem ce ascunde. Vrem să discutăm public ce am lezat, care onoare, ce demnitate și considerăm că nu este un caz care trebuie ascuns sub preș. Și înregistrarea video nu încalcă drepturile niciuna din părți.
pentru a nu lăsa loc pentru ulterioare interpretări despre procesul în sine care a avut loc, noi considerăm că putem și trebuie să înregistrăm și să arătăm întregii societăți, de fapt, ce se întâmplă. Am înțeles. Opinia dumneavoastră, luați loc, deci instanța de judecată, punând în discuție întrebarea privind la înregistrarea video, auzind opiniile participanților la proces, vă spune că mă prea interzice înregistrarea video, reclamatorul lui Vasile Costiu, și vă rog frumos să închideți, să deconectați telefonul, da? Deci partea nu este de acord cu aceasta și vă informez, conform articolului 18 din 4, deci persoana care nu se supune sau încalcă prevederile alineatului 2 se sancționează cu amendă de până la 20 unități convenționale. Alte șefe sau dumneavoastră dacă se întâmplă? Dacă eu nu închid transmisiunea, risc să fiu sancționat încă o dată. Eu vă zic, da. Deci eu am dat citire alineatului 2 din codul, alineatul 4 din articolul 18. Onorată instanță, care este argumentul să nu transmitem în direct această ședință de judecată? Ședința părții este fie înregistrat și este dreptul lor. Este dreptul lor. Deci ei nu doresc ca să fie înregistrarea video. Este înregistrare audio, este oficială. Dumneavoastră aveți dreptul să o solicitați la instanța de judecată. Poftim. Deci noi doar înregistrăm ședință. Onorată instanță, eu sunt președintele unui partid politic. Aici au fost... Până acum, e adevărat, au fost o serie întreagă de evenimente care s-au derulat. Eu nu pot acum față de toți cei care urmă. Eu m-am expus, luați loc. Alții cei redacu sunt. O secundă, numai o secundă. Deci trebuie să mă prezint ca să vorbesc și despre dreptul de acuzare. Deci cauza va fi examinată de către judecători Ecaterina Silivestru, de Pierre Alexandru Spoială, recuzări de care aveți. Avem încredere la distanță? Dumneavoastră? Avem încredere. Așa. Luați loc. Și instanța de judecată vă explică drepturile procesuale pe care le aveți dumneavoastră în calitate de participanți și parte în dosar civil cu privire la apărarea onoare, demnității și reputației profesionale. Deci aveți dreptul să faceți cunoștință cu materialele sub dosarul. Să ne întați cereri sau demersuri. Recuzări în instanța de judecată. Aveți dreptul să faceți cunoștință cu materialele dosarului, asta am spus, da. Deci aveți dreptul să faceți declarații, să dați întrebări unui altul. Reclamantul are dreptul să susțină sau să nu să susțină cerințele sale înaintate, să modifice temeiurilor, să renunțe total sau parțial la ei. Părâtul are dreptul să recunoască sau să nu recunoască cerințele, să înainte să acționeri convențională, în limitele prevederilor codului de procedură civilă. Ambele părți au dreptul să spună întrebări unui altul, să prezinte probe inclusiv, probe scrise, probe cu martor. Aveți dreptul să contestați hotărârile care vor fi pronunțate în final. Și aveți dreptul să ridicați titlul de tutori sau depuneți spre executare. Obligația de este de a respecta ordinea în instanța de judecată și manifesta respect față de judecător. Mai nou, vă rog frumos să respectați regulile antiepidemiologice și să deconectați telefoanele mobile în ședința de judecată. Cereri sau dimersuri, poftim doamna avocat. Dacă și onorată instanță, având în vedere faptul că proiectul nu s-a conformat obligațiilor instanței de judecată de a înceta transmisiunea live sau înregistrarea video la ședință de judecată, rog instanța de judecată să aplice sancțiile nouă sau amendă prevăzută de codul de procedură față de persoana corectă. Și am întrerupt pe ședința până nu se va conforma acestea obligațiilor instanței. Având în vedere vorba că nu este un caz de interes public, este un caz de interes privat persoanele reclamante sau persoane fizice care nu doresc să fie afișat acest proces întregii societăți sau auditorului domnului Costiu. Care este opinia dumneavoastră? Resping ca fiind neîntemeiate solicitările doamnei avocat, eu aș fi vrut să discutăm cu părțile care se consideră vătămate, să le vedem la față, să facem cunoștință cu el și să vedem cu ce le-am lezat onoarea și demnitatea. Și dacă nu, să examinăm materiale, pentru că avem niște întrebări față de ei, nu față de avocat. Deci, am înțeles opinia dumneavoastră, domnul avocat, eu fac prima recizare, deci eu m-am pronunțat. Dumneavoastră sunteți obligați să supuneți cerințelor instanței de judecare. Deci eu v-am avertizat și vă rog frumos să întrerupeți înregistrarea video. În instanță se efectuează înregistrarea audio, care este oficială, unica, sursă oficială. Am înțeles, eu am înțeles. Vă rog frumos.